Vă salut, fraților, și bine ați revenit la un nou super episod pe acest canal. După clipul trecut, când i-am creat cardul lui Dani Popescu, așa cum am promis, dacă reușiți acolo peste 5.000 de like-uri, astăzi avem un mega episod pe acest canal în care se vor duela Octavian Popescu Junior, care intră acum în scenă. Mai poți? Da. Versus, surpriza episodului a spune, Florinel Coman Junior. Te salut, Florinele! Veniți aici lângă mine, băieți, să nu vă luați la bătaie, nu vă certați! Așadar, băieții sunt pregătiți astăzi să se dueleze, dar înainte să începem, vreau oarecum să întreb ceva, nu cred că am mai stat vreodată. Bă, fraților, câte like-uri vreți să facem la clipul ăsta? 10.000 din nou, 10.000 am cerut și la clipul trecut. Dacă vă place acest episod, haideți din nou cu peste 10.000 de like-uri și cu butonul de subscribe să reușim cei 220.000 de abonați. Așa că astăzi am pregătit pentru ei 5 probe nebune, o să avem chiar și un premiu din partea celor de la MysteryShare.ro, dar ne vom duela pe echipe. Fraților, oficial eu astăzi sunt jucător de Liga 4 la Știința București, o super academie de copii și juniori care are și echipă în Liga 4, așadar nu contează vârsta pe care o aveți, dacă vreți să vă înscrieți, găsiți linkul în descriere. Și cu cine să fiu astăzi în echipă? Cu Daniel. Cu Daniel? Bine, fraților, hai! Eu cu Dani în echipă astăzi, iar cu Florinel Coman avem direct un jucător de la FCSB, Alex. Te salut, Alex! Voi doi sunteți colegi, tu ești mijlocaș, la fel ca Florinel, tu ești fundaș. Un fel de daua, exact. Daua, tam, tam mai mult, nu? Ok, Octavian Popescu nu-l mai întreb, că se știe cine e. Iar eu astăzi, jucător de Liga 4 de la FCSB nu există, așa că tu o să fii dezavantaj. Bun, fraților, pregătiți să începem? Haideți să vedem cine este mai bun, Florinel Coman sau Octavian Popescu. Dar înainte să începem acest episod, voiam să vă anunț că tocmai s-a postat o nouă serie cu fotbal pe canalul de YouTube Superbet, alături de jucătorii de la FC Voluntari, pe care i-am provocat, ca de obicei, la 5 super probe. S-au descurcat foarte bine, atât vă zic, iar eu și cu Vadim Rață am fost capitanii acestui mega concurs. Totodată puteți câștiga un tricou de joc al unei echipe din Superliga dacă mergeți la aceste episoade și lăsați acolo un comentariu și un like. Așadar, vă invit să mergeți chiar acum în descriere și să urmăriți episoadele postate până acum. Nu uitați, un episod în fiecare zi, de luni până vineri. Așadar, vă invit chiar acum să le urmăriți pe toate. Prima probă de astăzi, Crossbar Challenge, și așa cum am zis, ne vom duela pe echipe. Echipa lui Florinel, 6 șuturi, 3 tu, 3 colegul tău, iar noi, 3 eu, 3 Dani. Tată, care dă primul? Noi. Ok, dăm noi primii, 6 lovituri, 3 cu 3. Let's go! Nope. Mamă, cât aproape, bravo! Hai, Dani, concentrează-te! Speranța mea e în tine, boss! Trebuie să salvezi echipa, fraților. Hai să vedem. Cum ar? Ultima. Două, da? Hai, Florinele, hai să vedem. Hai, Florinel va da primul. A dat-o, bă, și Florinel. Bă, v-am zis, bă, că e bun. Bine, Florinele, hai. Bine, nope. Bine, bine. Alex, ești obligat să dai una, să ne egalezi. Două și ați câștigat runda asta. Bine, 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 bine. Bă, se vede că Alex e fundaș ca mine. Dar are emoții, are emoții, cred. Mai sus, mai sus, Alex, poți să o dai. Bine, mi-am scăpat. Alexe, totul e în mâna ta, tată. Deci... trebuie să dai neapărat să ne egalezi, altfel câștigăm prima rundă. Și culmea, bă, o câștig eu, bă, cu burtoiul ăsta al meu așa, uite că încă mai pot, mă, tată, mă. Nu! Nu, mă, da, da, mă, da, bine. Câștigăm prima probă acolo și nu vine să cred că l-am ajutat pe Dani. Mă duc să-l urechez acum, că n-a dat niciuna, nu știu cum să zic. Florin, să dat... fără să dai bară? Păi asta zic, asta zic. Bine, rău, acolo câștigăm prima rundă. Reveniți, băieți, la a doua? No. Hai, Florinel. Foarte, foarte bine bătut acolo, trecem la runda 2. Ne mutăm aici la marginea terenului și trecem la a doua probă de astăzi. O probă unică pe acest canal, vom da de la corner, dar va fi un dublu challenge, deoarece vom da atât cu piciorul drept, fiecare câte o execuție de aici, două per echipă, de la 6, 16 și de la corner. Iar după, fraților, ne vom muta în partea cealaltă, unde vom da trivela, cu exteriorul la Quaresma, și se adună punctajul final. Adică contează fiecare gol din fiecare poziție, fiecare execuție, da? Hai să vedem, baftă mult, baftă, fraților, baftă. Let's go! Bun, fraților!
Tuturor, Florinel Coman va da primul. Bun. Hai, Alex, 1-0, tata. Bun. 2-0. Gata? Bine. Hai, Dan. Nu! Ba da! Mamă cât bulan, fraților! Mamă cât bulan, ați văzut? Deci a lovit-o tare, a ieșit și a intrat. Bine, frumos, dar și bulan. Ne mutăm aici, la 16 metri. Continuăm în aceeași ordine, da? O singură lovitură. Mamă. Hai, Alex, concentrează-te. Mamă, bravo, ai dat-o bine. Haide, mă. Cât e acum scorul? 2-2, nu? Deci dacă dăm gol, o luăm în față. Domnule Popescu, speranța e în tine. Concentrează-te. A dat-o, bă. Nu! 2-2 în continuare. Hai, tată. Continuăm de la corner. Prea tare. Hai, Alex, din ce în ce mai greu. Fii atent, noi trebuie să dăm aici, măcar una. Hai, Alex! Tare. Asta e. Nu! Și mergem acum în partea cealaltă, trivela exterior, aceleași execuții. Haideți, fraților, trecem la trivela exterior, execuția de la 6 metri, aceeași ordine, la fel tot, let's go! Mamă, ce noroc am avut! Terenul te-a mâncat! Teren! Hai, Alex! Bară, mă! A scăpat! 3, 2, 1... Nu pot să cred terenurilor, incredibil! Hai, Dani! A dat-o, băi! Bine! A dat-o, băi! Dani preia conducerea, 3-2. Și ne mutăm la 16 metri. Mamă, ce frumos! Ce frumos! Bine, Florinel! Bravo, Florinel, excelent! Alex, concentrează-te! A dat-o, bă! Bară! Câte bare ai dat, Alex, azi? 3, 2, cât ai dat? 4, fraților, deci nu mai bară. Și eu am dat vreo 2. E greu. Cabudesc cu asta, de aici, din spate, din vale. Bine-ți, mă, tată, mă, bine-ți, mă, bate aici, mă, tată. 4-3 și dacă Dani o dă pe asta, 5-3 și aproape să câștigăm proba asta. Nope. Hai, Florinel, totul stă în mâna ta. Mamă, a dat-o, bă, bine de tot. Egal în acest moment și Alex, șansa să preia conducerea, exact. Ba da, a dat-o! Execuție fabuloasă! Să vede, bă, că joacă la FCSB amândoi. Mamă, suntem obligați să dăm măcar unul. Presiune, bă, Dani, 5-4 pentru ei. LOL! Nope! No! Pierdem, fraților, după ce am condus toată runda, echipa lui Florinel câștigă și acum, sincer, amândoi ați bătut bombă, și Florinel și Alex, bravo băieții, 1-1 în acest moment și ne pregătim ușor de proba cu numărul 3. Bun, fraților, trecem la următoarea probă și alături de noi este portarul acestui canal, Andrei, pe care îl salut. Nici nu mai știm și noi cum să facem acolo. Haideți cu un mare follow și la el, deoarece este al treilea clip consecutiv la care mă ajută și ați văzut și voi. Toată lumea laudă în continuare în comentarii, apără senzațional și l-am chemat special pentru acest video să fie portarul la loviturile de la 11 metri, unde la fel câte să dăm băieți. 3 de fiecare, 6 per echipă. Andrei, tu dai tot ce poți acolo. Haideți cu un follow mare tot la el acolo pentru că merită. Let's go! Prima lovitură voi da eu 3, apoi Alex 3 și ei 2 după, că ei sunt protagoniștii clipului. Ia uitați-i acolo. Florinel Coman și Octavian Popescu. Prima execuție! Nope. Nu mai chem, gata. A fost ultimul clip în care vine. Bine. Următorul. Ratează 2.
Hai, Andrei, te rog, Andrei, salvează-mă. Te-am chemat de acolo, de la Popești de Ordeni, portar de Liga a doua, vreau să mă salvezi. Hai să batem FCSB azi. Nu! Cum a sărit! Fabulos! Da, mă, da. 3-2. Misiune grea. Misiune foarte, foarte grea. Spectacol! Spectacol ala Dani. Mamă, ce nebun. Concentrează-te, te rog. 3 din 3 vreau de la tine, boss. Da, mă, da. Hai, mă. Hai, bate aici, bravo. Hai. Și asta nici nu mă gândesc să nu o dai pe asta. Gândește-te că e primul tău meci din Superliga României. Ești la debut. Național Arena prin peste 50.000 de oameni. Vrea să te ia Bayern München. Hai. Nu, că e nebun la cap. Băi, e nebun la cap. Numai că îmi stă inima cu băiatul ăsta. Nu, că nu mai filmez nici cu el. Îmi stă inima cu băiatul ăsta, jur. Florinele, ești obligat să le dai pe toate ca să câștigați. Dacă ai ratat una, egal. Florinele are emoții și în meciuri. E la fel ca el, nu degeaba e fratele lui. Băi, și ce bine a dat-o. Mamă, nu pot să cred. Hai, te rog, te rog. Da, mă, da! Da, mă, da! Și acum, decisiv. Trei soapere, Andrei. Aoleo. Dar nu fii atent acum. Câte una de fiecare, dar ei doi. Au rămas doar ei doi. Tavi și cu Florinel. Doar ei doi, una câte una obligată. Bine, ești obligat, fii atent. Deci care ratează de acum a pierdut. Asta e regula. Aoleo. Nu pot să cred. Nu pot să cred așa ceva. Nu mai a zis. Păi era obligat, așa era, da, obligat. Da, e obligat. Am zis obligat, a jucăm, din păcate pierdem. Florinel Coman bate mai bine la penaltiuri. Tavi a bătut foarte bine și el. 2-1 în acest moment și trecem la o probă direct de pe TikTok, surpriză. Și am ajuns la următoarea probă direct de la fratele Bellingham, dar el a făcut cu o sticlă, nu cu mingea de fotbal. Ideea în felul următor. Vom da pe rând de la 16 metri. Cine reușește să bage primul mingea în tomberon, câștigă oficial această probă și aduce un punct echipei lui. Ca să vedem cine dă primul, o să-i rog pe cei doi, Tavi și cu Florinel, să facă piatră, farfecă, hârtie și la și vedem care dă. Bun, noi vom da primii, o dată de la o echipă, o dată de la o echipă, da? El primul, 2, 3, 4. Deci mare atenție, care a dat-o primul a câștigat. Dacă el o dă primul acum, noi nu mai dăm gata. Deci care a dat-o primul a câștigat. E o probă grea, credeți-mă. Hai, prima execuție, concentrează-te. Hai, Florinel, cum ar fi să câștigi tu proba asta din prima? Tu? Vezi că putea să intre. Vezi că putea să intre. Merge și cu bara, merge oricum. Mamă, cât de aproape. Hai, tată. Mamă, cât de aproape. Bravo, băi, Florinel. One hour later. Hai, Dani! Hai! A dat-o, bă! A dat-o, mă, tată, bă! Florinel Coman, vedeta clipului. O dă forță acolo. Bine, Florinele, forță. După aproape o oră în care ne-am chinuit toți patru, Florinel Coman o dă. Și trebuie să recunoaștem, el a fost cel mai aproape. 3-1, nu? Da. 3-1 și trecem în proba decisivă direct de la Mystery Shirt. Și așa cum am zis, din partea celor de la Mystery Shirt, avem ultima probă din acest episod și totodată preluată de pe TikTok, de la 16 metri. Cine va da primul în vinclu, execuție ca la lovitură liberă și va atinge cutia, nu trebuie să o dea jos, a câștigat. Piatră, farfecă, hârtie între Tavi și Florinel. Hai, Tavi, din prima vreau, nici nu trebuie să mai dăm noi, e al tău tricou, l-ai luat acasă. Hai să închidem clipul. Hai, Alex. Mamă. Mamă, cât de aproape a dat. Hai, Dani. Maica ta, Doamne! Maica ta, Doamne! Dani Popescu!
Ia cutia. Mamă, de ce a ieșit tricoul din cutie direct, ați văzut? Belgia direct. Felicitări, ce mărime porți? Yes. Mărimea ta la fix. Să-l porți sănătos, Dani. Felicitări, Florinel, care a câștigat challenge-ul de astăzi cu scorul de 3-2. Felicitări. Băieții au câștigat, însă Dani ia tricoul de la Mystery Shirt. Așadar, fraților, cam atât cu clipul de astăzi. Haideți acolo forță cu peste 10.000 de like-uri. Multe mulțumiri și portarului care a apărat senzațional la penaltiuri. Până data viitoare, eu am fost Tudor, împreună cu Florinel și cu Octavian Popescu Junior și v-am pupat. Pa, pa!